Militarii gărzilor de intervenție Solca și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile Botoșana, Comănești, Arbore, Cajvana și Cacica, au intervenit cu 8 auto speciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Botoșana. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit și la anexele gospodărești, cu pericol de propagare la vecinătăți. Dezvoltarea și propagarea flăcărilor a fost favorizată de observarea și anunțarea târzie a incendiului, dar și de construcțiile majoritare din lemn. Incendiul a fost lichidat la ora 7:20. Au ars acoperișul locuinței pe aproximativ 170 de metri pătrați, depozitul de furaje și adăpostul de animale, corp comun pe aproximativ 150 de metri pătrați, bucătăria de vară pe 60 de metri pătrați, circa 4 tone de fân, 20 de metri cub de lemn de foc și alte bunuri din gospodărie, casnice, utilaje agricole. S-au degradat pereții portanți și tavanul casei. În incendiu au pierit 2 vaci, 3 viței și 16 porci. Flăcările au izbucnit la bucătăria de vară, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător față de materialele combustibile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat gospodăria învecinată cu bunurile aferente.